Modelul de convenție privind transportul persoanelor cu handicap a fost pus în dezbatere publică în data de 27 ianuarie anul curent pe site-ul Ministerului Muncii și Protecției Sociale până la data de 5 februarie anul curent, după ce modelul de convenție va fi aprobat prin ordin comun al Ministrului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și al Ministrului Muncii și Protecției Sociale, se va proceda la semnarea convenției și imediat la eliberarea biletelor gratuite. În acest sens, imediat după semnarea convenției, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava va proceda la anunțarea persoanelor interesate prin toate mijloacele puse la dispoziția acestora. Noi am primit o adresă de la Regio Călători SRL cu privire la convenția care va fi aprobată prin ordin comun al Ministrului Transportului și al Ministrului Muncii, care convenție încă nu este aprobată prin ordin de ministru pentru că este în dezbatere până pe 5 februarie. Așadar, până atunci, nouă ni s-a explicat că chiar dacă în țară poate s-au dat bilete, acele bilete nu vor fi decontate decât după ce se semnează convenția între direcțiile din țară, da, între noi ca direcția, spun acum, și transportatorul, adică Regio Călători SRL. Asta ce înseamnă? Că până când nu vom avea aprobat acel model de convenție și se află pe dezbatere publică până pe 5 februarie, da? În dezbatere publică. După dezbaterea publică urmează aprobarea modelului care a fost convenit de ambele părți. După ce se aprobă modelul prin ordin de ministru, ceea ce probabil că va mai dura, abia după aceea ajunge la noi convenția pe care o vom semna cu transportatorul, da? După ce se semnează convenția cu transportatorul, imediat putem elibera biletele și vom face, așa cum am făcut acum anunțul, ca lumea să știe și să nu vină să ceară bilete și să, mă rog, să consume banii pe drumuri, da? Pe transport. Așa vom anunța atunci foarte rapid cum vom proceda pentru eliberarea biletelor. Din nefericire, aceasta e situația, cam asta a fost situația în fiecare an. Convenția este o procedură care este urmată, nu ține de noi. După noi am fi dat biletele cât de repede posibil, dar deocamdată trebuie să așteptăm să se semneze această convenție. Deci este vorba de convenția privind transportul persoanelor cu handicap, ca să specificăm. Că nu toată lumea optează pentru bilete. Deci de anul acesta a apărut o modificare, în sensul că, și asta am anunțat-o și prin presă și la primării, în sensul că fiecare persoană cu dizabilități sau reprezentanții persoanei respective pot opta ori pentru bilete, ori pentru decontarea călătoriei prin bonuri de consum, da? Prin bonuri de benzină, de motorină. Asta înseamnă că încă nu avem o listă clară a celor care au optat pentru bilete și a celor care au optat pentru decontarea călătoriei. Dacă vreți să vă spun cam ce număr de persoane cu handicap sunt la nivelul județului Suceava, este o cifră destul de impresionantă, undeva la 18.000. Da? Nu toți solicită bilete, nu toți solicită decontare. Deci vom vedea în momentul în care o să începem să dăm biletele, câți vin și solicită bilete, câți optează pentru că întâi trebuie să facă o cerere pentru optare. Da, și abia online după aceea. Sau site, cererea este și pe site-ul direcției, nu este online. O scot de acolo, o semnează, o completează și o trimit prin poștă sau pe mail-ul direcției. Și noi preluăm datele. Sau sunt care vin aici și depun cererea respectivă. Da? După ce au optat dacă vor decontare sau dacă vor bilete, urmează să vină să depună actele necesare, iar asta tot pe site se poate verifica ce acte necesare sunt.
De asemenea, pentru cei care optează pentru decontare, nu trebuie neapărat să aibă autoturismul propriu. Ei pot fi transportați de oricine, însă trebuie să depună la noi documentația necesară, adică certificatul de handicap, bonul de benzină și bonul acela de benzină se depune în termen de 60 de zile de la efectuarea călătoriei, nu mai târziu. Da? Iar pe an sunt acceptate la gradul grav 24 de călătorii, iar la gradul accentuat 12 călătorii. Toate informațiile acestea se găsesc pe site-ul direcției și chiar invităm pe toată lumea să intre. Bine, poate nu toată lumea reușește să aibă internet, însă informațiile noastre sunt transmise și primăriilor. Primăriile pot pune anunțuri, pot informa pe toți cei care au nevoie de... sau pot suna și le dăm informații.